Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre motivele pentru care ești respins la ITP. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Inspecția tehnică periodică este o verificare tehnică a autovehiculului care atestă capacitatea acestuia de a participa în condiții de siguranță la trafic. În România, ITP-ul se face la 3 ani pentru mașinile noi, la 2 ani pentru cele cu o vechime de până la 12 ani, iar în cazul celor care au depășit 12 ani, ITP-ul se face anual. Mai mult, șoferii de taxi și ride-sharing trebuie să facă ITP la 6 luni. Care sunt motivele pentru care poți fi respins la ITP? Înainte de a ajunge la service pentru efectuarea ITP-ului, ai grijă să verifici câteva lucruri. Există câteva motive pentru care vei putea fi respins. Iată 10 dintre cele mai frecvente. Frânele. Este important să ai frâne cu sau fără ITP. Atunci când mergi la inspecția tehnică periodică, trebuie ca ele să fie în stare perfectă de funcționare. Verifică discurile și plăcuțele. Dacă cumva în mers simți trepidații la frânare și zgomote ciudate, asigură-te că le repari înainte de ITP. Conductele de frâne. Nu trebuie să omiți conductele de frâne, acestea trebuie să nu fie ruginite sau crăpate. Cel mai bine ar fi să o ridici pe un elevator pentru a verifica starea acestora. Dacă ai și discuri și plăcuțe noi, însă conductele nu sunt în stare cea mai bună, nu vei primi ITP-ul. Seria de motor și caroserie. Verificarea seriei motor și caroserie este unul dintre primele lucruri pe care le va face inginerul ITP. Acestea trebuie să fie vizibile și conforme cu cele din cartea de identitate a mașinii. Nu strică să verifici și tu seria de motor să te asiguri că poate fi găsită ușor. Direcția. Nici cu elementele de direcție nu te poți juca. Nu doar pentru ITP, ci zi de zi. Așadar, dacă ți se pare că volanul trage într-o parte sau auzi zgomote ciudate atunci când treci peste o groapă, nu mai sta pe gânduri. Mergi la service. Luminile. La ITP se va verifica și funcționarea optimă a sistemelor de iluminare. Mulți șoferi ignoră luminile autovehiculului, considerându-le o chestie minoră. Nu ți-a mai mult de 5 minute pentru a verifica toate becurile. Martorii aprinși în bord. Martorii aprinși în bord pot aduce probleme la ITP. Odată aprins, martorul indică faptul că ceva nu funcționează așa cum ar trebui și că mașina consumă mai mult, ceea ce duce la creșterea noxelor, un alt lucru ce va fi verificat la inspecția mașinii. Parbrizul spart. Deși o crăpătură în colțul din dreapta jos nu afectează vizibilitatea șoferului, cei de la ITP pot considera că autovehiculul nu este în deplină siguranță pe șosea. În principiu, dacă parbrizul este crăpat în zona șoferului, indiferent de crăpătură, trebuie neapărat să-l schimbi înainte de a merge la ITP. Bujiile vechi. Nu te va refuza nimeni la ITP din cauza bujiilor vechi, însă inspectorii pot considera că în acest caz motorul consumă mai mult și, drept urmare, și noxele sunt mai mari. Ca să treci cu brio de verificare a noxelor, este indicat să le schimbi. Nu durează mult și nici costurile nu sunt prea mari. Anvelope neomologate. La fel ca în cazul seriei de motori, este neapărat să ai anvelopele din cartea de identitate pentru a putea obține ITP-ul. Ca să nu ai surprize, verifică dacă dimensiunea anvelopelor este aceeași din cartea mașinii. Dacă nu se potrivesc, cu siguranță vei fi trimis acasă. Rugina excesivă. Din păcate, până și mașinile mai noi sunt mâncate de rugină dacă nu au fost îngrijite. Pragurile, aripile și portierele sunt zonele cu probleme. Rugina excesivă poate fi un motiv întemeiat pentru a fi refuzat la ITP. Verificarea valabilității ITP-ului se face și ea foarte ușor. În două feluri. O primă situație și cea mai simplă se poate realiza prin verificarea certificatului de înmatriculare. Este trecută data la care trebuie efectuată următoarea operațiune, iar a doua prin verificarea online pe site-ul Registrului Auto Român. Ei bine, acestea sunt motivele pentru care vei fi respins la ITP. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!